În perioada 7-16 mai au loc la Paris manifestări legate de celebrarea centenarului sfințirii întru preot a monseniorului Vladimir Ghica, care s-a petrecut în 1923 la Biserica Pariziană Saint-Vincent-de-Paul. Relicvele venite de la București, la inițiativa Asociației Fericitul Vladimir Ghica, au poposit în mai multe biserici pariziene, unde credincioșii români și francezi au putut să le venereze. De asemenea, au avut loc și o serie de conferințe și proiecții de film care au evocat personalitatea acestui prinț român, înalt prelat al Bisericii Catolice și martir al închisorilor comuniste. Născut la Constantinopol în 1873, monseniorul Ghica și-a sfârșit viața în închisoarea de la Jilava în 1954, și a fost beatificat de Biserica Catolică în 2013. Ieri, chiar în ziua comemorării martirilor din închisorile comuniste din România, a avut loc o mesă comemorativă la Bazilica Sacré-Cœur din Montmartre, prezidată de monseniorul Philippe Brizard, care în prezent e cel mai important specialist în viața și activitatea fericitului Vladimir Ghica. Bună ziua, ne aflăm în Bazilica Sacré-Cœur din Montmartre, din Paris, unde tocmai a avut loc mesa de celebrare a centenarului sfințirii întru preot a monseniorului Vladimir Ghica. Totodată se aniversează și 150 de ani de la nașterea sa și 10 ani de la beatificarea sa. Foarte mulți credincioși au participat la această slujbă și au putut să venereze relicvele monseniorului Ghica aduse aici de la Arhiepiscopia Catolică a Bucureștilor și s-a făcut de asemenea și o rugăciune în vederea canonizării monseniorului Ghica în viitorul apropiat. Je l'ai découvert, je vous ai dit, là, il y a une quinzaine d'années, et il me passionne de plus en plus. Parce qu'il a quantité de facettes, on ne peut pas le réduire à une seule chose. Il a été ouvert à tous les, et disponible à tous les besoins, comme il le disait lui-même, ce qui fait une grande variété, et dans son action, son apostolat, et après, quand il a été prêtre, son ministère. Et c'est vraiment un apôtre de la charité, je dirais même un missionnaire de la charité. Quand on a appris sa mort tragique en France, ça a donné lieu à beaucoup de manifestations. L'archevêque, le nonce, Jean Dojat en a même écrit un livre. Mais il y a eu après des années où le souvenir s'est estompé et ceux qui l'ont connu ont peu à peu disparu. Donc il a fallu relancer cela, c'est tout le travail de l'association et le travail de Maria Sander, d'avoir travaillé à rendre vivante la mémoire de Vladimir. Dumneavoastră sunteți sufletul asociației Vladimir Ghica. Aș vrea să vă rog dacă ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre cum a luat naștere asociația și despre activitatea ei. Activitatea a început în 2007, când am primit o scrisoare de misiune din partea Arhiepiscopului Bucureștiului, pe vremea aceea, care era monseniorul Ioan Robu. De atunci, bineînțeles că activitatea s-a dezvoltat din ce în ce mai mult. Este o mare bucurie să asistăm la această săptămână a jubileului. Care ar fi premisele unei canonizări? Pentru că, într-adevăr, el a fost beatificat în 2013, deci acum următorul pas ar fi canonizarea lui. Noi ne rugăm, duminică de duminică, pentru canonizarea sa. Doar ne trebuie un miracol, o vindecare. În orice caz, sunt miracole zi de zi, pentru că faptul că ne rugăm la El și El simt că ne ajută cu multe daruri.